Bună ziua, dragilor! Sunt Ana Maria Ivan și săptămâna aceasta, în cadrul programului Lecturi, salutăm prezențele feminine din literatură, așa că eu am ales un pasaj din Pânza de Păianjen, de Cela Serghi. Când mă gândesc la Petre Barbu, nu pot să-l desprind prea bine de coasta stâncoasă a Mangaliei. Era arămiu ca ea și ca și ea, călit de soare și de vânt. Când vreau să-mi amintesc de vocea lui, o găsesc aproape cu totul acoperită de zgomotul valurilor. Nimeni nu știa de unde vine, dacă are rude și unde sunt. Stătea la mare tot timpul, vara la Mangalia, iarna undeva în Algeria. Hainele cu care era îmbrăcat n-aveau niciodată o culoare precisă, albastru, galben sau alb. Erau prăfuite și luau culoarea lucrurilor care îl înconjurau. Pierrot a descoperit Mangalia, mi-a spus într-o zi Michet, cu toată seriozitatea. Și apoi ca o taină. Știi? Pornește noaptea în not, departe de tot. A spus despre tine, ce multă viață are Diana. Știi ce trist a spus asta? Bietul Pierrot. De ce bietul? Michet a ridicat amândoi umerii negri, nedumerită. De fapt, nu știu de ce. M-am gândit. Ce puțin îi se potrivește numele Pierrot. Ce frumos e Petre. Am repetat de mai multe ori. Petre. Mi se părea nou și de o frumusețe aspră și puțin tristă. Așa cum era Mangalia toată. Petre Barbu nu făcusem cunoștință încă, deși eram la Mangalia de 2 săptămâni și cunoșteam toată lumea și toată lumea se ocupa de mine. Odată cobora pe dig cu o droaie de copii după el. I-am surâs cu prietenie și mi-a zâmbit trist. Într-o zi pe plajă, desena într-un bloc. M-am apropiat cu Michet, care a vrut să ne prezinte. Pierrot, vă cunoașteți? Eram gata să întind mâna, să-mi spun numele. Credeam că o să și-l spuie și el pe-al lui, așa cum se obișnuiește, dar el a mișcat din umeri. Sigur, aici toată lumea se cunoaște. N-am știut ce să-i răspund. M-am simțit prost. În ziua aceea mi-am repetat de mai multe ori în gând că nu-mi place Petre Barbu, că nu e inteligent, că îi stă bine jelpelit, dar doar aici, la Mangalia, cu pantalonii aceia pe care își încearcă vopselele ca pe o paletă. Dar că la București, cu guler și cravată, trebuie să fie stângaci ca un ginere. Că dacă n-ar fi înnegrit de soare, ar fi în color. Nu-mi place părul lui aspru ca o bidinea. După amiezile, dansam după discuri de patefon pe terasa care dădea pe plajă și care ținea de o casă părăsită. Scândurile erau putrezite, rare, și printre ele se vedeau fâșii galbe de nisip. Noaptea dansam acolo la lumina lunii sau numai a stelelor. Câteodată venea și Petre Barbu. Se așeza pe parmaclâcul terasei în colț și privea marea. Sau se uita cum dansăm. Și mi se părea că spune în gând aceleași cuvinte pe care le spusesei Michetei despre mine. Câtă tinerețe!